vorbesc de folclor. Cică-i în gură, cică-i pe val, cică-i banal. Folclorul, cică-i prea oriental, e adevărat. Mi-a schimbat percepția despre folclor. O să-l iubesc și mai mult până am să mor. Fiindcă primii mesaje de la străini, mesaje de la străini, care nu ne mai asociază cu host de găini. Lumea e frumoasă că ne spaci mă de frații. Pe cap suparpați aud de metro între stații. Atenție, ușile se deschid, la fel și perspectiva. Nu ne micșorăm pentru profit, din potrivă. Nume de album am găsit, ne-a ales. Fiindcă pielea te știe dacă ai alt interes. În afară de generatorul primar, folclorul nu-l băga în portofel. Mai bine închide sonorul. Full house în Cluj, full house în București, full house în Timișoara. Sper că toate se cobor la vale. 10 domnișoare ce-s rupte din soare. Și 10 băieți ce-s mai cucuieți. Dar cea mai frumoasă, cea mai grațioasă, cu acel fecior mai încântător, ei, să câștige, dragă, de ce mai stăm la taclare? Taclare, taclare, toată ziua taclare. Ia mai terminați-vă, țaților, că avem un bal de prezentat și o horă de jucat. Ei, lasă, Florin, că nu am stat prea mult de vorbă. Da, da, știi că vorba nu găsește de ce am. Hai, hai, că noi suntem gata! Bună seara, doamnelor și domnilor, stimați profesori, jurați, dragi elevi, și bine ați venit la Underground Folklore! Underground Folklore! Aplauze! Underground Folklore este modul în care elementele moderne se îmbină cu tradiționalul românesc. Folklorul e mai melodic decât orice melodie,
dar asta într-un mod inconștient. E duios, ironic, trist, vesel și grav. Frumusețea folclorului românesc este completată de bortul, obiceiurile și meșteșugurile ținutului. Mă tot plimbam pe aici pe spate și auzeam ceva ce ziceau fetele astea de centaur, centenaur. Voi ați auzit? Florin, centenar, nu centaur! Și pentru că în anul acesta sărbătorim centenarul celei mai frumoase pagini scrise de români în istoria lor, formarea României Mari, nu putem să nu facem referire la acest moment marcant când Basarabia, Bucovina și Transilvania se alipesc țării mamă, act desăvârșit cu bucurie și entuziasm la 1 decembrie 1918. Acum că ne-am familiarizat cu tema minunatului nostru ban, nu putem să nu menționăm sponsorii noștri fără de care nu s-ar putea realiza acest eveniment. Restaurant Pin Moinești, Pensiunea Davis, Tizserv, Galerie Pizza Cafe, Nica Iulian, Top Sport 1, Atelier Iris, Pizzeria Tisu, Motanul Încălțat, Hall for Rome, Arbocon, Vitara Com, Florăria Ariana, Florăria Acaju, Gabriela Catrinei, Ioana Gavriloae, Salon New Fashion, Pensiunea Royal, Bogdan Dinu, Gelu Scurtu, Cristi Coman, Scurtura. Hairstyliștii Cosmin Dogariu și Sergiu Asmarandei, Radu Popa, Muzeul Răzeșilor Găzari, Andreea Hereș, Alina Muncilă și Conci Botranz. Și nu în ultimul rând, salutăm prezența invitaților noștri speciali, care au venit tocmai din Republica Moldova, Raionul Cantemir, pentru a ne fi alături în această seară. Astăzi vom avea plăcerea... Astăzi vom avea plăcerea de a admira hărnicia, talentul și calitățile bobocilor. Dar vai ce haraba bură! Să uităm ce e important! Dar pe dată vă vom spune cine în juriu a intrat. Reprezentanții claselor a 12-a. Din partea clasei a 12-a, Adelin Iftimie. Din partea clasei a 12-a B, Nicoleta Dobrovăț. 12-C, Miruna Grădinaru. 12-D, Iulia Mânăilă. 12-E, Marta Butucaru. 12-F, Alexandra Bobocea. Și 12-G, Nicu Sandu. Din partea diriginților claselor a 12-a, doamna profesoară Belciu Simona. Iar din partea profesorilor liceului, doamna profesoară Andrei Florina. Un an nou se arată acum. Visuri la început de drum, pe boboci să-i numărăm și misul să-l prezentăm. Începem prima probă din această seară, defilarea, unde bobocii ne vor uimi cu minunatele lor ținute. Jurul va puncta atitudinea, descrierea realizată de concurenți, eleganța, originalitatea și încadrarea ținutei în tema balului. Invităm în scenă perechea cu numărul 1, formată din Luca Miruna și Moraru Emanuel. A prezenta este o ușurință, a te prezenta este o nevoință, spune Miruna. Dacă până la o vârstă se definea prin copil universal, acum începe să se regăsească, să se caute, să părăsească copilăria spre a se îndrepta spre altă etapă a vieții, adolescența. Numele lui este Moraru Emanuel, a.k.a. Manu. Este elev la Liceul Teoretic Spiru Haret, Moinești, în clasa 9-A. Se înscrie ca o persoană sociabilă, amuzantă și glumeață. Dacă un obstacol îi apare în față, nu îl ocolește, sare peste el. Îi place munca în echipă și sporturile bazate pe asta. El speră ca titlul de Mr. Boboc 2018 îi va aparține. Vă mulțumesc pentru ajutor și pentru atenția acordată. Aplauze! Mulțumim perechea cu numărul 1. Perechea cu numărul 2, formată din adochiței Letiția și Munteanu Răzvan. Letiția este o fire ambițioasă și crede cu tărie în valorile personale. Loialitatea, bunătatea, sensibilitatea, iubirea, energia și curiozitatea sunt printre puține lucruri ce o reprezintă. Consideră că este potrivită să dețină titlul de Miss Boboc, deoarece are mare încredere în forțele proprii. Îi place să cunoască cât mai multe persoane pentru a descoperi diferite caractere. Răzvan ar vrea să vă dea câteva detalii despre el. Este o persoană sociabilă, mai tot timpul optimistă și ambițioasă, cu voință de oțel. Îi place munca în echipă și poate face față situațiilor de stres, putând să-și păstreze calmul și să ia în cele mai bune decizii. Iubește sportul, orice fel de sport. Asta reprezintă o pasiune încă din copilărie. Sper să-l considerați potrivit pentru titlul trimis în copilărie. Perechea cu numărul 3, formată din Ferenc, Denisa și Drăgan Ștefan.
Denisa, în vârstă de 15 ani, este o fire sociabilă și veselă. Este elevă la liceul de Regic Spiru, are de clasa 9G. Îi place foarte mult muzica și sportul, nu îi plac oamenii prefăcuți și lăudăroși. Timpul liber îl petrece alături de familie și prieteni, este foarte receptivă și mereu deschisă la ceva nou. Asta a fost o mică parte din ceea ce este ea. Restul este doar esența personalității ei. Ștefan poate spune despre el că este atras de lucruri noi. Este o fire ambițioasă, energică, carismatică și mereu cu zâmbetul pe buze. Îi place să vadă partea bună a lucrurilor în orice situație. Mulțumim, Berenica cu numărul 3. Berenica cu numărul 4, formată din Leonte Iustina și Stratulat Damian. Iustina este o fire ambițioasă, ceea ce își propune să facă reușește să ducă la bun sfârșit, chiar dacă uneori nu e deloc ușor. Latura ei sensibilă nu o lasă indiferentă la ceea ce se întâmplă în jurul ei. Vrea să contribuie cu tot entuziasmul celor 15 ani a ei la construirea unei lumi mai bune. Faptul că este sociabilă, dar și curiozitatea specifică vârstei, îi alimentează setea de a descoperi oameni și lucruri noi. Damian este o fire foarte sociabilă. Este la profilul filologie, deci nu îi plac științele exacte. Poate spune că este o fire competitivă, dar este adeptul adevărului și corectitudinii în orice fel de competiție. Ar minți să spună că nu vrea să câștige Mr. Boboc alături de partenera lui Iustina, dar în primul rând s-a angajat în acest proiect cu gândul de distracție și voie bună. Berenica cu numărul 5, formată din București, Adelina și Hanu Alexandru. Adelina este un felicală, însă totodată și impulsivă, mereu atentă la ceea ce o înconjoară. În situațiile serioase ce pun presiune pe ea, face față cu brio și mereu reușește să treacă mai departe. Nu contează obstacolele pe care le întâlnește, deoarece mereu luptă ca să le depășească și niciodată nu lasă baltă lucrurile pe care le începe. Alex, elev în clasa 9C, la liceul nostru, vă va povesti câteva lucruri despre el. Este foarte ambițios când vine vorba de o competiție, serios, dar în același timp destins, uneori chiar detașat de orice fel de teamă sau emoție. Nu se înduiește niciodată de calitățile sale, are curaj și încredere în el. Berenica cu numărul 6, formată din Zavate Irina și Stamate Ștefan. Irina, de 15 ani, este o persoană foarte activă, prietenoasă și cu zâmbetul pe buze mereu. Îi place să danseze și să se implice în diferite activități. Este o persoană sociabilă, de aceea este o plăcere pentru ea să creeze noi prietenii. Se consideră o fire curajoasă și îi plac provocările, momente ca acestea o ajută să își depășească temerile și să descopere, fiindcă amintirile sunt cele care rămân. Ștefan este elev în clasa 9A. Ce poate spune despre el? În primul rând adoră fotbalul, culturismul, în special handbalul. A practicat în mod de performanță alături de alte sporturi. Este o fire ambițioasă și consideră că ajunge mereu unde își propune, având în vedere că uneori dă greș. În mare parte, acesta este el și crede că avem timp la dispoziție să-l cunoaștem mai bine. Berenica cu numărul 7, formată din Ilie Izabela și Opica Constantin. Isabela este o persoană foarte competitivă și luptă pentru ceea ce își dorește. Iubește muzica populară, tot ce ține de ea, cântec și dans. De obicei este o persoană optimistă, ambițioasă și mereu cu chef de distracție. Constantin, elev în clasa 9D, este mândru să fie elev al liceului nostru. Este silitor și îi place să își ajute colegii și persoanele care au nevoie de el. Este o fire glumeață și optimistă. Timpul liber alături de cei dragi și speră să-l considerați potrivit pentru a deveni Mr. Boboc. Aplauze! Berenica cu numărul 8. Berenica cu numărul 8, formată din Neverenco Daniela și Grigoraș Dragoș. Daniela are 16 ani și este moldovean. Este persoana care știe să-și apere interesele. Poate fi gălăgioasă, veselă și punctuală. Îi place să-și propună scopuri și să le realizeze. Iubește să cânte, să danseze și să picteze. Știe că poate obține tot ce vrea cu voință și răbdare, la care încă mai lucrează. Uneori face lucruri nu pentru a avea un venit, ci pentru a obține plăcerea de la proces. Dragoș are 16 ani și este o persoană sociabilă. Îi place foarte mult să facă sporturi extreme, iubește animalele și îi plac activitățile în aer liber. Nu ies în ieși în cața noastră.
Polixenia are 15 ani și este în clasa 9 F, profilul filologie. Este o persoană foarte activă, creativă și uneori timidă. Îi place să se distreze și să cunoască persoane noi. De obicei își petrece timpul liber ieșind cu prietenii. Constantin are 15 ani și este în clasa 9 G, științe sociale. Este un băiat glumeț și preferă să-și petreacă timpul liber cu prietenii, iubește muzica, îi place să se distreze și asta vrea să facă și în această seară, împreună cu jurul și cu toți spectatorii. Deși vrea să câștige titlul de Mr. Boboc 2018, le urează baftă tuturor concurenților. Legea cu numărul 10, formată din Pala de Maria și Cobuz Alexandru. Maria este o persoană îndrăzneață, sinceră și preferă să spună ce simte, indiferent de situație, în loc să-și ascundă părerea. Îi place să se implice în diferite activități, voluntariate și totodată să se facă auzită și să-și pună ideile în aplicare. Este o fire spontană, îi place să descopere emoții și senzații noi, să simtă adrenalina momentului și să se bucure din plin de fiecare clipă. Alexandru este o persoană sigură pe sine, încrezătoare în propriile forțe. Totodată este o fire sociabilă, îi place să-și facă prieteni noi și să descopere cât mai multe tipuri de oameni. Îi place să-și petreacă timpul alături de prieteni și familie. Și sunt bine învățată cu distracție. Este o persoană activă, îi place să se implice în cât mai multe activități și să facă sport. De aceea am practicat basket și fotbal. Aceștia au fost concurenții noștri. În timp ce ei se pregătesc de următoarea probă, vă lăsăm în compania corului Resurrectio, înființat în anul 2008 de doamna profesoară Bia Gabriela. Pornind de la un grup vocal, fără nume, dar cu mare drag pentru arta sunetelor și dorința de a se implica în viața culturală a comunității, Resurrectio a început să prindă nuanță și culoare muzicală, atât pe plan local, cât și județean și național. În anul 2017 au participat la Botoșan, faza zonală a Olimpiadei de Educație Muzicală, obținând primul al doilea, de care sunt foarte mândri. Oportunitatea pe care o au cântând alături de membrii corului Madrigal responsabilizează și îi obligă să fie adevărate modele pentru cei ce vor veni după ei în acest cor. În aplauzele dumneavoastră, corul Resurrectio! Thank you.
vreo trei basculante de flori. Și toate pe-o bară mi-ai adus pe-o bară vreo trei basculante de flori. Te-am luat de la mânta de casă, în fustă și făr de jupon. Ți-am luat și poșetă, pă, ți-am luat și jachetă și o geacă mișto de nylon. Mi-ai luat și poșetă, mi-ai luat și jachetă și o geacă mișto de nylon. Te-am și cultivat paraschivo, te-am dus la chermeze și meci. Ți-am luat și bombone, pă, ți-am luat și sămânță, tu faci până soara și pleci. Te prind paraschivo la braț cu alt geant. Îți iau și poșeta, îți bat și gagiul și 800 de flori în cap. Îmi fac și poșeta, îmi bat și gagiul și 800 de flori în cap. Pensiunea Davis, Complex Park Pin, Tiz Serv, Galerie Pizza Cafe, Nica Iulian, Top Sport 1, Atelier Iris, Pizzeria Tisu, Florăria Rian, Florăria Acaju, Motan Încălțat, Hall for Rome, Arbocon, Vitara Con, Gabriela Catrine, Ioana Gavriloae, Salon New Fashion, Hairstiliști Cosmin Dogariu și Sergiu Asmarande, Primăria Moinești, Muzeul Răzeșilor Găzari, Conci Botrans, Bogdan Dinu, Scurtu Radu, Popă Radu, Gelu Scurtu, Coman Cristi, Pensiunea Royal, Muncila Alina și Andreea Hereș. Aplauze pentru ei. Aplauze pentru bobocii noștri. În continuare vom provoca bobocii la o probă fulger de cultură generală, iar în care vor avea 10 secunde la dispoziție pentru a răspunde la o întrebare extensă. Juriul va puncta încadrarea răspunsului în cele 10 secunde, inteligența și corectitudinea răspunsurilor. Acestea sunt primele 5 perechi. Bisericesc. Postul Paștelui, Postul Crăciunului, Postul Sfintei Marii. Bravo, colere! Numiți trei opere de artă reprezentative ale pictorilor sau sculptorilor români. Răspunsul la toate întrebările. Mulțumim! Numiți trei planete ale sistemului solar. Planeta Pământ, numită și Terra, Marte și Jupiter. Bravo!
trei sportivi români care au scris istorie pentru România. Hagi, Tătărușanu... Du-te, Dică, du-te! De bucătărie, nu băieți? Le mulțumim primelor 5 perechi și rugăm să iasă din scenă. În continuare, Pruteanu Iustina, acompaniată de Radu Comănescu la chitară, un moment care vă va face pielea de găină. Thank you.
mulțumim, Justina și Radu. Invităm în scenă următoarele 5 perechi. Perechea numărul 6. Perechea numărul 7. Perechea numărul 8. Perechea numărul 9. Și perechea cu numărul 10. Aplauze pentru că nu aplauze. Domnul Spiderul din județul Bacău. Siret, Tazlău și... Prot. Bravo! Numiți trei vânturi montane din România. Vârful! Vârful Omul, Făgăraș, departe. Numiți trei reședințe de, de județ din România. Bacău, Craiova, Iași. Felicitări! Și femei. Ie, brâu, bolniță. Felicitări! Numiți trei jocuri specifice copilăriei în aer liber. V-ați ascunselea, prinselea și... Aplauze, vă rog, pentru că încurajăm, așa. Numiți trei pictori români. Mergem mai departe. Numiți trei orașe medievale din România. Brașov, Timișoara și Sibiu. Felicitări!
vocilor noștri care s-au descurcat formidabil și urcăm să iasă din scenă. În continuare, trupa Cum o fi ne va încânta priviri necondați modern, având și influențe folclorice. Le invităm în scenă și le urăm un succes. Aplauze, vă rugăm! Să fie peste mult
de veacuri ce ne apasă, căci n-am greșit cu nimic. Dar cât am pătimit, bunit am fost, fără rost, de cei ce i-am iubit. Iute trece timpul și zorile s-au dus, ce rece bate vântul. Am așteptat, figurat, să mă întorc neapoi. M-a judecat, condamnat, dar cine sunteți voi? Căci timpul vostru s-a spus în umbra marelui urs, galele au rămas în orice îmbrățișare. Astăzi doare sărutul pe obraz, dați-mi viața înapoi ce-au risipit pentru voi. Când de tot și de voi am de privegie, dintr-o mie mulți am rămas. Căzut au frunzele, le-a risipit furtuna. Unde speranțele, n-a mai rămas niciuna. Un gând subit, derostit, mă întremenește în loc. Ce-am așteptat, ce-am visat, nimeni nu s-a schimbat. Dați-mi viața înapoi ce-au risipit pentru voi. Uitând de toți și de voi, prieteni de veție, dintr-o mie mulți n-am mai rămas. Și timpul vostru s-a scurs în umbra marelui urs, care le a rămas în orice îmbrățișare. Astăzi doare sărutul pe obraz. Fiecare participant va fi jurizat individual. Talentul, carisma, originalitatea și prezența scenică sunt calitățile pe care juriul le va puncta în această probă. Vă rugăm aplauze pentru bobocii noștri. Invită pe scenă perechea cu numărul 1, formată din Miruna Luca și Emanuel Moraru. Mult succes!
Răzvan Munteanu, care ne vor prezenta un moment de magie. Le urăm succes! Avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de acord? Am să te rog să reții această carte. Sora și publicului, fără ca eu să o văd. Și o să arunc mingea la fel în sală și cine o prinde la el. Cine a prins în serie ce în picioare, să vină aici. Du-te mai aproape de scenă.
și eu vom introduce undeva un pachet. O să tăiem pachetul de câteva ori și ca să fie tuturor cinstit, o să și amestecăm pachetul. Așa, și tot ce o să încerc eu acum, te rog să vii cu mine. O să încerc să fac acest popă de rom să se transforme în cartea pe care tu ai ales, ok? Ok, se vede? Da, asta că încerc. Deci avem popa de rom pe care o transformăm în nouă de frunze. Asta e la cartea? Sigur? Ok, până atunci o să mai amestecăm pachetul de câteva ori. Așa, și o să facem o următoare mișcare. O să dăm pachetului așa un buburnac. Aplauze, excepțional moment. Hai, 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 mai cu talent, mai cu talent aici. Domnul Coman, să le spun, vorbeam ieri cu domnul Coman și mi-a spus așa o glumă. Se spune că atunci când Dumnezeu a creat lumea, nu știa ce să pună în ea. Și a zis să lase bărbatul prima dată pe pământ. A așezat un bărbat acolo și făcea el treaba liniștit. După aia ce s-a mai gândit? Să pună femeia. Era mirat de capodopera pe care a reușit să o facă, așa că s-a hotărât. După aia, la sfârșit, să inventeze ultima lui creație, alcool. Urmează perechea cu numărul 3, a care membrii vor performa separat. Cum domnișoarele au prioritate, o invităm în scenă pe Denisa Ferenț.
Sonia. Pe partenerul ei, Ștefan Drăgan, care ne va prezenta o scenetă. Aplauze! Alo, bună fată! Măi, deci ziua asta este super! Ei, da, pe lângă faptul că este ziua mea de naștere, da, mersi, mersi, mai am și eu o mega bombă. Răzvan mi-a spus că s-a îndrăgostit de mine și apoi... A murit. Asta e. Toată lumea se duce. Vii cu vii, morții cu morții, dar suferea mult, se chinuia. Ei, gata. Lasă că s-a dus undeva mai bine. Gata, liniștește-te. Ah, fată, deci nu ți-am spus cât de cool o să mă îmbrac de ziua mea. O să am o rochie lungă, roșie. În picioare o să am o perche de pantofi ultra, mega, super scump, roșii. Și în ureche o să am... Vată, da, mi-am pus vată în ureche, nas. Crezi că sunt fericit? N-ai idee cât de rău îmi pare. Doamne, cum e viața asta. Doamne, ce om bun. Parcă iar mergea la... Salon? Da, normal că mă duc. Vreau să fiu specială. Când cobor treptele, toată lumea să mă privească ca la... Privechi? Nu discut. Încearcă să ajungi, că e important. Vom discuta pe ce tâmpenii am mai făcut noi când eram copii. Cum îmi spunea el... Ai un glos? Dar normal că m-am uitat super rut la ea. Adică cum să-mi ceară nespălat aia mie glosul? Stai, că dau din una în alta și nu ți-am zis ce mesaj am primit de ziua mea de la George. Regrete eterne, lacrimea mare, Dumnezeu să odihnească familia Petruș. E super, nu? Da, fată. Deci nu-mi vine să cred că astăzi este... Înmormântarea, miercuri. Da, mi-a spus Eugenia, miercuri și la... Final, toată lumea va aplauda. Da, fată, deci mă, îmi pare extrem de rău că ai plecat în Cipru tocmai de ziua mea. Hai, fată, nu puteai să pleci și tu în... În rai s-a dus, că era un om bun. Fată, ține-te bine. Fată, îmi fac ziua în... Cimitir, da, da, acolo. Numai că mama nu poate să ajungă, că nu-i pagă loc în mormântările și va veni în schimb doar la priveți. Hai, fată, că e super marfă localul. Băi, avem și trupă. Trupa care la 12 noaptea fix îmi va cânta... Veșnica pomenire. Mie îmi zici, acum îți ridică părul pe mine. Nu cred că vor rezista până la sfârșit. Nu știu. Hai, fată, că e super marfă trupa. Cum Dumnezeu să nu știi? Se numește? Gropari, da. Da, i-am plătit. 2500. Fată, e super luxoasă, mobilată. Fată, are aer condiționat, frigider, cuptor cu microunde. Fată, știi ce e aia? Da, îți dai seama. Garsoniera de la tata o am. Ah, dar și mama mi-a făcut cadou... O colivă de zici că e prăjitură. No, tantea Glaia se pricepe. Aduce și un vin bun de țară, deci nu. Fată, stai că dau dintr-una în alta și nu ți-am zis deloc. Deci, după trupa aia care o să cânte Dumnezeiește ce să mai, mai am și un invitat special. Prea fericitul Daniel, da, da, e plătit. Păi cum? Îmi pare extrem de rău că nu poți să ajungi. A, dar fii atentă. După focul de artificii, normal că avem foc de artificii, deci fii atentă. Mi se va face... Pomana de 9 zile. Da, da, ne vedem la priveg. Bine, pa, pa. Da, fată, am ajuns. Trebuie să mă duc să mă pregătesc. Hai, pupici, pupici, dulci din România. Pa, pa! Mulțumim mult bobocilor noștri, iar în continuare invităm în scenă perechea cu numărul 4, formată din Justina Leontin și Damian Stratulat. Un rând de aplauze, vă rog! Păi, Costica, tu dormi? Nu. Dar de ce nu dormi?
De frică să nu mă trezești. Da, Olga, dar vă zic că mâine te trezești de vreme. Faci asta pentru mine, mă lasă-mă cur? Da, cum să nu, băi, vă zic. Dar mâine te trezești la cita, chiar te rog să te culci, hai. Bine, deci facem liniște, ne culcăm, da? Da, bine, cum să mă. Dar ce faci, dragă? Te faci că dorm? Cum, dragă, să mă prefac că dorm? Vorbeai și aveai ochii închiși. Păi și cum ai vrea să dorm cu ochii deschiși? Păi uite că vecinul doarme cu ochii deschiși. Să fii perfecționat, dragă. Deci tu, Costică, vrei să spui acum că-ți pare rău că ai ales să-ți petrezi zilele alături de mine? Cu zilele nu. Cu nopțile am. Costică, fii atent la ce m-am gândit acum. Ăsta, lupul din capra cu treiezi, da, așa. E același cu cel din scufița roșie? Da. Serios? Da. Ba, nu știu. Nu știu. Vezi, dacă aveam un copil și mă întreba, eu nu știam ce să-i spun. Și, da, chiar, dacă ar fi să te naști din nou, ce ai vrea să? Să dorm. Mă omule, băiat sau fată? Băiat sau fată? E, nu, dragă, trebuie să alegi. Fată. Vreau să alege. Ia-o-s, trezirea. Cântă cocoșul. Hai, la muncă, Costică, și lasă-mă și unde să mă odihnesc. Încă nu mai tot. Tu de ce nu dori? Atât timp când dor și eu. Pentru că-s fără, Costică. Sunt și eu. Hai. Pleacă și lasă-mă în pace să dorm. Felicitări! Mulțumim! Perechea cu numărul 5, formată din Adelina Bucurel și Alexandru Hanu, ne va încânta în continuare cu o pantomimă. Aplauze să-i încurajăm! Yeah.
plin de energie, vom continua proba de talent. În aplauzele dumneavoastră, invităm în scenă perechea cu numărul 6, formată din Zavate Irina și Stamate Ștefan. Le urăm succes! Doamne! Doamne, Dumnezeule, Doamne! Nu știu ce să mă bucur mai repede, că floarea mea, în sfârșit, am învățat o limbă străină, sau ca floarea mea, în sfârșit, oare cu cine să-și petreacă timpul când sunt eu la muncă? Ce faci, floare, aici? Ce faci tu aici? Uite, e mă contrazic cu Rambo, că zice că nu el a mâncat o ore din cubar din săptămâna trecută. Și Angelina jură că el a fost. Acum voiam să mă contrazic cu găinile, să văd dacă Rambo minte. Te-am prins, jură că nu fură și n-am prins cu ouă. Măi, femeie, vrei să mă bași pe mine la spital de nebun? Sau să te bași pe tine? Pop, pop. Copă? Măi, femeie, de ce mă pădăcești? Vrei să intru la spital de nebun? Că te-au fremenea după ce te aud așa. Mă. Ce ai, floare? Vorbești ca găine, latri ca un câine. Ce-i cu tine, floare? Gheorghe, te rog să mă crezi. Ce? Am... Ce ai? Da, deci... Latri ca un câine. Ce-i cu tine, floare? Gheorghe, deci în sfârșit ți s-a îndeplinit visul. Care vis? Da, deci în sfârșit ți s-a îndeplinit visul. Ai în fața ta cea mai mare poligloabă de pe fața pământului. Da, ai mare dreptate. Ce să spun? Ai mare dreptate, floare. Nu știu ce contrazic? Așa e. Mă, Gheorghe, nu râde că nu e de râs. Eu vorbesc în toate limbile animaliere de pe fața pământului. Așa. Păi, a venit asta țuguleancă și... Așa. I-a dat-o, am mâncat-o și uite ce a ieșit. Ce-ai mâncat, floare? Ce-ai mâncat? Iarba fiarelor. Cine o mănâncă vorbește în toate limbile animaliere de pe fața pământului. Și domestice și nedomestice. Eu am mâncat-o și uite ce a ieșit. Acum înțeleg tot ce spui. Adevărul e că una vorbim și bașca ne înțelege. Așa e, floare? Nu, adevărul e că abia înțeleg tot ce scos pe gura aia. Dar știi de ce? De ce? Că și tu faci parte tot din... Și tu faci parte tot din animalele domestice. Adică, o faci pe mine animal? Nu, Rambo. Adică stai, tu asta faci? Cu câinele te ceri de dimineață? Păi da, de azi dimineață sunt într-un dialog continuu. Cu cine fac? Cu animalele din curte? Da. Adică stai, tu asta făceai? Să te-ai de vorbă cu țuguleanca la poartă? Da, bine, că mai e altă vacă. Dar să vezi că am avut o problemă serioasă azi dimineață cu porcul. Când l-am întrebat, cu cine seamănă așa mâncăcios? Cu cine crezi că seamănă? Cu cine? Cu tine. Dar... Da, zic. Am vorbit cu Angelina și mi-a zis că la primăvară vrea să facă nuntă. Te rog eu frumos, du-te și vorbește la grajdul comunal, că vrea să aibă peste 100 de boi invitați și tu să fii nașumare. Hai că asta nu mai fac cu semnul acum. Acum trebuie să mă duc la grajdul comunal, să cânti să ai adățiești în grajdul comunal. Băi, floare, tu vrei să mă fac să nu mai fiu eu? Păi stai liniștit, nu te-am bala, că am păstrat și un smoc pentru tine. Ce smoc? De iarba fiarelor. Hai treci la păscu să vezi că am dreptate. Nu s-au îmbinat, membrii perechii cu numărul 7, formate din Ilie, Izabela și Opinca Constantina, au decis să etaleze valorile artistice separat. Drept dovadă, o invităm în scenă pe Izabela, care ne va bine dispune cu o melodie populară. Da.
această cutie nu avem nimic. Și este preferata noastră. De fiecare dată, dacă un bărbat are ocazie să se ducă la cutia lui cu nimic, o va face. Asta este motivul deoarece un bărbat poate să facă ore în șir lucruri, parcă n-ar avea creier, parcă... Uitați! Hai să mai dau și un exemplu, că doar eu sunt prezent aici, nu? De exemplu, pescuitul. S-a uitat la televizor cu gura căscată. Și de obicei, pe femeile enervează la culme. Cetează! Cum poți să nu te uiți la nimic? Nu mă uit la nimic. Pleacă. Un studiu recent a descoperit că bărbatul este singura specie care poate să nu se gândească la nimic și încă să respire. A conectat toate firele alea pe cap și pe monitor arta Pic-me. Cred că-i mort. A? Femeile nu pot face. Femeile nu pot. Mereu, mintea lor este în constantă procesare. Și nu pot înțelege cutia cu nimic. Nu pot și le enervează la culme. Mulțumesc. Poți să te duci la loc? Găina cântă și cocoșul joacă. Perechea cu numărul 8, formată din Nemerenco Daniela, care va cânta, și Grigoraș Dragoș, care va dansa, este invitată în scenă. Aplauze, vă rog!
Felicitări! Membrii perechei cu numărul 9 își vor prezenta talentul separat. O vom invita în scenă pe Spinache Polixenia, care va cânta o melodie tradițională românească. În aplauzele dumneavoastră, Polixenia Spinache. Da.
Urmează ultima pereche din această seară la proba de talent, formată din Maria Paladi și Cobuz Alexandru, care vor prezenta o piesă de teatru. Îi invităm în scenă și le urăm mult succes! Bună ziua, domnule doctor! Bună ziua, luați loc! Domnule doctor, mi-e foarte rău! Numele dumneavoastră, iar dumneata, n-ai mai fost astăzi de aici de 3 ori? Ei, da, dar acum e rău! Nu e nimic, e o simplă răceală, iau aspirină și un peramtul și gata! Păi tocmai asta e, să le iau pe amândouă odată! Nu, ei și tu pe rând! Păi atunci o să iau întâi aspirină. Bine, ia întâi aspirină. Și după aia piramidonul. Da, după aceea iei piramidonul. Dar dacă eu mai întâi piramidonul, strică? Nu! E, păi tocmai asta e, că nu știu ce să fac. Oricum faci, o să fie bine, ia-le și o să-ți treacă. Hai că mai așteaptă și alți oameni la rând. La revedere! La revedere! Domnule doctor, vă mai pot pune o singură întrebare? Întreabă? Nu ar fi mai bine să le iau pe amândouă odată? Ia-le pe amândouă odată atunci. Dar nu mai să pot. Mai să poți. Nu știu, mă gândesc să le iau pe amândouă odată, dar parcă tot mai bine ar fi să le iau pe rând. Ia-le pe rând atunci. Băi, o să le iau pe rând. Puțină apă. Da, cu puțină da. Apă. N-ar fi mai bine să le iau cu sifon? Ia-le cu sifon. Dar mă gândesc, acidul nu strică. Sifonul cu piramidonul, cine știe ce dă? Nu dă nimic, doamnă. Dacă aspirina dă? Nu, nici cu aspirina. Păi dacă nu dă nimic, de ce să le mai iau? Nu mai bine le iau cu zeamă de compot? Doamne, ia cu zeamă de compot, cu ce vrei? Așteaptă lumea la coadă, e târziu, la revedere. La revedere! A, domnule doctor, iar să fie cea mai importantă. Să le iau înainte de masă sau după masă? Iar înainte de masă. Înainte de masă? Păi cum? Să iau compot înainte de masă? Da. Dacă spuneți dumneavoastră că boala nu e de glumit și mai spun înainte de masă? Da. E, dar înainte de care masă? Înainte de masă de dimineață? Da, domnule, înainte de masă de dimineață, ce are? E imposibil, eu dimineața nu beau decât o cafeluță. Să iau compot înainte de cafeluță? Da. Dar nu mai bine iau eu cu cafeluță? Iau cu cafeluță, doamne. Păi și cum vine asta? Cafeluță înainte de cafeluță? Da. Dacă spuneți dumneavoastră, cu boala nu e de glumit. Am oameni la rând, doamnă, sunt bolnavi. Și ce dacă, domnule doctor? Să aștepte, să aștepte, că eu am intrat numărul 1 și când se dau să intru, a început să țipe la mine numărul 2. Și nu înțeleg de ce, că aveam număr mai mare ca el. Bine, doamnă, liniștește. Du-te acasă, ia un fenacot și te faci sănătoasă. Un fenacot? Da. Și pe ăsta cum îl iau? Cu aspirina sau fără piramidon? Înainte sau fără? Doamnă, nu mai pun, mă doare capul. Domnule doctor, știi ce e bun pentru durerea de cap? Ce? Aspirina și piramidonul. Pe care o mai tine? Mulțumim, Maria și Alexandru! Acum că proba de talente din această seară s-a încheiat, dar pentru că este seara lor, seara bobocilor, o invităm în scenă pe Diana Chira, elevă în clasa a 9-a, care ne va destinde cu un moment inedit. Aplauze pentru Diana!
păstreze liniștea și să nu șoptească sau să strige în gura mare dacă și-a dat seama care este răspunsul corect. Vă mulțumim! Jurul va puncta încadrarea răspunsului în timp, dificultatea proverbului, răspunsul corect și ingeniozitatea. Le urăm mult succes! Invităm în scenă perechea cu numărul 1. Vă rugăm să extrageți un bilet. Numărul 13. Apa trece, dar pietrele rămân. Corect. Super. Invităm perechea cu numărul 2. Banii sunt tot cu iubirea, dragului. Corect. Felicitări. Banii știi. Perechea cu numărul 4. Numărul 4. Numărul 22.
numărul 12. Mulțumim mult perechilor, încă un rând de aplauze, vă rugăm! Pentru a putea delibera în linie.
Cosmin Dogariu, Sergio Asmarandi, Primăria Moinești, Muzeul Răzeșilor Găzari, Concibo Trans, Bogdan Dinu, Scurtu Radu, Popa Radu, Gelu Scurtu, Coman Cristi, Pensiunea Royal, Muncila Alina, Andreea Hereș și ultimul, dar nu cel din urmă, prietenul nostru drag, Spătariu Vasile. Mulțumim! Specializarea lor este pantomima. Cred că ați ghicit despre cine este vorba. Elevii clasei a 11-a, coordonați de doamna profesoară Apostol Claudia, ne vor amuza minutele ce urmează prin momentul artistic intitulat Vine Bacul. Mă
care maneliștii își fac viața. Zona montană renumită cu potențialul dezvoltării financiare. Mare mărgăl deasupra tuturor. Știu! Al doilea război dacoroman. Decebal s-a dus în munci și s-a sinucis, dar înainte de asta a tras un șpriț pe melodia. Și când mor, am valoare de ce să-l numesc din dreapta mea, nu-mi permite să copiez și eu după el. Ți-am spus să ieși din sală acum! Sunt doar un om ce trece prin timp și ține zi și văd să... Pentru 135.000 de elevi, astăzi a fost un pic mai cald din cauza emoțiilor. Au început bacalaureatul și, din experiența anilor trecuți, multora nu le va fi deloc ușor. Să scriem despre o artă poetică, aparținând ori lui Tudor Arghezi, Ion Barbu sau Lucian Blag. Și pe care ți l-ai ales? Pe Nichita Stănescu. Subiectul era Miorița, dar cunoști? Și cunoști cine a scris-o? Să rămână! Să trăiești! Cum ați ieșit de pe acolo? Doamne! Că nu m-am... Am zis că murim! Thank you.
nevoie de prezentare, îl cunoaște și îl apreciază deja toată lumea. Domnilor și domnilor, Radu Comănescu! Se aude, se aude. Bună seara! Mă bucur foarte mult să vă revăd. Sunt un frate tânăr care crede în dreptate, am ochi negri, dar am mâinile curate. Dar totuși arăt ca un haiduc în seara asta, deci o să vă cânt ceva mai haiducești, așa. Aș mai sta la umbra ta, codrule măreț, frunzișul tău m-o legăna din muntele sereț. Când ascuns se voi căuta cu strecă măuză, primele ori sau chiară să nu mă auză. Thank you.
Leave.
Felicitări! În continuare urmează cel mai important moment din această seară. Vă rog frumos să mă ajutați puțin în cor cu mine, anunțăm... Sponsorii! Da, bravo! Pensiunea Davis, Complex Park prin Moinești, Ditser, Galerie Pizza Cafe, Nica Elian, Top Sport 1, Atelier Iris, Pizzeria Tiso, Florăria Rian, Florăria Acaju, Botanul Încălțat, Hall for Rome, Arbocon, Vitara Com, Gabriela Catrine, Ioana Gavriloae, Salon New Fashion, Hairstiliștii Cosmin Dogariu și Sergio Asmarandi, Primăria Moinești, Muzeul Răzeșilor Găzari, Conci Botrans, Bogdan Dinu, Scurtu Radu, Popa Radu, Gelu Scurtu, Coman Cristi, Pensiunea Royal, Muncila Alina, Andreea Hereș și Spătariu Vasile. Vă mulțumim! În continuare să apelăm la bunăvoința colegului nostru Radu Comunescu și o să mai rugăm să ne delecteze cu încă un cântec. Aplauze, vă rog! Mai tare! Mersi! Mi-am dat seama că v-am cam întristat cu ultima mea piesă, așa că o să vă mai înveselesc puțin. Cu o piesă pe care n-am mai cântat-o de mult, Pas cu pas de la Boschito. De-abia aștept să ne întâlnim diseară, să ne iubim, să râdem, să cântăm, să deranjăm vecinii de pe scară și până dimineață să dansăm. Pas cu pas ne cuprinde ritmul de chitară, ceas de ceas ne bate muzica. Fără glas a rămas și pentru prima oară. Nu te las, vreau să fii numai a mea. Ești a mea minune din prima clipă în care te-am văzut. Să deslegăm poririle nebune și iar să o luăm de la început. Da, da, pas cu pas ne cuprinde ritmul de chitară, ceas de ceas ne bată muzica. Nu contează cât de lung am părul, e
important e tu de mult gândesc. Simt în trup pletor și daci comatic, firea mea e satul omenesc. Nu contează cât de lung am părul, mai presus e cât și cum gândesc. Lume, lume, soro, lume, 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 soro, lume. De ce ești grea, dar te cură, de ce ne privești cu ură? Vinovații fără vină, ce să se facă lumină? Vreau să n-alți castele de gândire, vreau să fiu lăsat să simt cum cresc. Nu contează cât de lung am părul, important e cât de mult gândesc. Nu e loc de noi în lumea voastră, nu suntem noi acei ce muncesc. Și țin cont de cât de lung am părul, nu de cum și cât de mult gândesc. Lume, lume, soro, lume, 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 soro, lume. De ce ești rară de cură, de ce ne privești cu ură? Vinovații fără vină, ce să se facă lumină? Hei, voi ne-atenți la soarta noastră, hei, voi ce ne credeți pui de drac. Gândurile noastre și ale voastre, gusturile însă ne plac. Hei, voi care ați fost odată tineri, hei, voi care știți ce e omenesc. Nu contează cât de lung am părul, important e cât de mult gândesc. Lume, lume, soro, lume, 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 soro, lume. De ce ești rară de cură, de ce ne privești cu ură? Vinovații fără vină, ce să se facă lumină? Lume, lume, soro, lume, 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 soro, lume. De ce ești rară de gură, de ce ne privești cu ură? Vinovații fără vină, ce să se facă lumină? Mulțumesc! E ok, e ok, hai. Bravo, tati, bravo, bravo. Bă, dacă mai vrei, în continuare ne va mai delecta auzul scumpa mea colegă prezentatoare, Bianca Zavat. Cum ar spune alții, pauză de țigară. Mai schimbăm un pic registrul, da? Cine știe, cântă cu mine. Oh,
Stai să ne trage și noi sufletul un pic. În continuare, îi cheamă în scenă. Jurul ăsta greu-i. Nu, glumeam. Urmează trupa cum o fi. Ținem să mulțumim și tuturor elevilor ce s-au implicat în organizarea acestui bal. Vă mulțumim pentru tot efortul depus și credem că merită o oră de aplauze zgomotoase. Fără să mai tragem de timp, urmează cel mai așteptat moment din această seară, anunțarea câștigătorilor. Invităm în scenă concurenți. Perechea cu numărul 1. Titlurilor de Miss și Mister Popularitate. În urma voturilor din această săptămână, cu un procent de 16%, titlul de Mister Popularitate 2018 îi se acordă elevului. Aplauze! Ștefan Stamate! Ștefan,
15% titlul de Miss Popularitate se acordă elevei Zavate Irina. Deținut de Leonte Iustina. Această seară este nimeni alta decât Luca Miruna!
pentru că efortul depus a fost egal pentru toți concurenții, nu putem să ne felicităm pentru prestația lor din această seară. Se acordă diploma de participare elevului, Cobuz Alexandru. Elevei Sfânate Polixenia. Elevei Neverenco Daniela. Elevului Grigoraș Dragoș. Elevei Ilie Izabela. Elevului Moraru Emanuel. Adochitei Letiția. Bucurel Adelina. Frăgan Ștefan. Ferenț Denisa. Hanu Alexandru. Stratulat Damian. Un rând de aplauze pentru ei, pentru că merită.